începem botezul propriu-zis a celor 6 persoane. Vrem să chemăm numele Domnului, de aceea în evlavie și în smerenie ne aplicăm ființa înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se sfânt numele Tău. Numele Tău cel sfânt îl chemăm peste lucrarea aceasta. Numele Tău îl așezăm peste locul acesta. Și numele Tău îl așezăm peste cele 6 suflete. Vrem ca la această lucrare de botez să fii prezentată Fiule și Duhule Sfânt. Pentru că în numele Tău vrem să săvârșim lucrarea aceasta. Și numele Tău vrem să rămână peste aceste suflete și peste noi toți. Amin. Botezului a intrat o tânără la vârsta de 22 de ani. Numele ei este Silvia. Vreau să mărturisesc în fața lui Dumnezeu și în fața dumneavoastră, pentru că numai mărturisindu-ți credința cu gura, așa ajungi la mântuire. Silvia, crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pe crucea din Golgota pentru tine și păcatele tale? Crezi că sângele Lui, când s-a scurs, te-a spălat și te-a curățat de orice păcat? Spune-i, te rog, lui Dumnezeu și tuturor celor ce te privesc, până când te angajezi să slujești Domnului și să păzești cu sfințenie acest botez? Domnul să te ajute! Pe baza credinței tale și pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează? Cine a crezut să Amin.
Crezi că Iisus Hristos a varsat sânge nevinovat pentru păcatele tale? Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crede. Până când te-ai hotărât să-L slujești pe Domnul Iisus? Până la sfârșitul vieții. Domnul să te binecuvintează. În baza credinței tale și a mărturisirii, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. 25 de ani. Domnul să te binecuvinteze. Bogdan, dar nu ți se pare că e mai bine în lume decât între pocăiți? Dar de ce e mai bine aici? Nu știu. Sunt așa sunt eu că viața mea o să fie o viață veșnică. De din viața lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că cei mai mulți tineri astăzi și bisericile noastre sunt pline de tineri, nu sunt satisfăcut de ce le oferă lumea. Nici păcatul, nici plăcere. Foarte mulți se întorc la Dumnezeu. Bogdane, crezi tu că Dumnezeu pentru tine l-a dat pe Fiul Lui să moară pe crucea din Golgota? Da, cred. Și crezi că sângele Fiului Său te-a spălat și te-a curățat de păcatele tale? Da, cred. Spune-te rogul lui Dumnezeu și Domnului Iisus, până când vrei să-i slujești Domnului și să păzești cu sfințenie acest legământ? Pentru eternitate. Domnul să te ajute. Pe baza credinței tale și pe baza mărturisirii care ai făcut-o, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Gloria Domnului! Frate, mă urez. Domnul să te binecuvânteze. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, crezi. Crezi că Iisus a murit pentru păcatele tale? Da, crezi. Crezi că Iisus a varsat sânge nevinovat ca să fii tu iertat la Golgota? Da, crezi. Până când te-ai hotărât să urmezi pe Domnul Iisus? Până te-ai vincit. Domnul să te binecuvânteze. Baza mărturiei tale. De noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Îi mulțumim Domnului de ziua aceasta, vă mulțumim și dumneavoastră că